Gloria Gărceac în această dimineață aici la Tezaur TV. Gloria, te salut și bine ai revenit! Mulțumesc pentru invitație și așa am început-o cu dans și voie bună de dimineață. Cu multă energie, exact ceea ce trebuie pe început de zi. Da, ca să începem cu dreptul. Zic eu că toată lumea a așteptat toamna să lanseze piese noi. Da, eu cred că vara este pentru litoral, pentru mare, dar și pentru muncă în studio. Iar toamna începe munca, da, da. Mai ales că au fost și evenimente vara asta, nu? Da, multe și mă bucur că oamenii noștri știu să petreacă frumos, chiar știu. Și nici nu puteam să lansez ceva mai devreme pentru că au fost mai multe lucruri adunate și vreau ca fiecare piesă să aibă atenție maximă, pentru că știi cum, e ca un copilaș acolo care trebuie crescut, ridicat și arătat lumii, de aia am vrut să fie un pic mai târziu, pentru că piesa a chiar așteptat ceva timp până să iasă. Da, când a fost filmat și videoclipul ăsta? Da, vara, da, 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 și am așteptat zi ca să o scoatem frumos, așa că mie mi se pare toamna un anotimp frumos, mai ales că e și anotimpul meu, de aia, de ce nu, acum să arătăm bobocii, da? Care au ieșit din nou, pentru că până la urmă toamna e și momentul când oamenii fac și mai multe nunți, iar piesa asta e tamam ce trebuie. Exact ceea ce trebuie. Dar tu ne-ai obișnuit cu sensibilitate mai nostalgică așa în piesele tale și acum ai revenit cu un boom din asta, cu foarte multă energie. Mie îmi place să aud că piesele noi au energie, zău. Încerc și eu diverse stiluri ca să nu mă plictisesc până la urmă. Dacă fac doar piese de dragoste, îmi pare că nu experimentez destul în studio și cu muzica pe care o scriu. Și atunci încerc și așa, dar asta nu înseamnă că las piesele sensibile și de dragoste la o parte. Nu, mă reprezintă într-adevăr ceea ce spui. Îmi place să cânt piese lente, din alea de dragoste, nu neapărat dragoste rănită, dar și din alea fericite. Dar zic, experimentăm, pentru că în asta constă magia atunci când cineva în studio pune toba, altcineva pune chitara, eu vin cu ideea textului, mai scriem o linie și hai să încercăm, uite, ceva în stilul ăsta. Apoi ne gândim, dar ce stil e ăsta până la urmă? Cum îl definim? Apoi nu găsim o definiție și asta ne place, că parcă e ceva nou și așa pornesc lucrurile. E și bine când variază repertoriul, pentru că și noi oamenii suntem diferiți. Astăzi ne place să ascultăm muzică populară, mâine ceva mai de suflet, mâine pop, rock. Așa, da, nici nu se discută, mai ales că am primit foarte multe întrebări, gen, da, ai piese din astea de dans, ai piese despre șoferi, despre copii, despre toate subiectele, cum la noi se practică atunci când este o sărbătoare. Și cred că asta tot a fost un imbold să mai diversific repertoriul pe care îl fac, pentru că eu țin foarte mult la a scoate din studio piese proprii, ca să muncesc la o piesă, ia timp, dar ador foarte tare acest proces. E frumos să cânti piesele cuiva, dar e și mai frumos să cânti piesele tale. Chiar dacă este un risc enorm, o să prindă, nu o să prindă, mai încercăm o dată, iar te dezamăgești, iar mai încerci, dar altfel cum? Dar eu trebuie să recunosc că am rămas un pic uimită când am auzit piesa asta, Hai trompetă. Nu știu de ce, dar îmi place foarte mult, mai ales că, așa cum spuneam, e ritmatică și vrei, nu vrei, te scoate pe platoul de dans, știi? Mi se pare că e un compliment, mulțumesc, Andreea, tare mult. Zic, e o piesă care stă ceva timp, pentru că au fost tot felul de evenimente și mai frumoase și mai puțin frumoase și de-aia săraca a stat și a așteptat rândul. Mai sunt câteva piese de acest gen pe care le-am imprimat și ar trebui deja să facem, zic să facem, vezi că vorbesc la plural, adică știm și de ce. Îmi place foarte mult să lucrez în echipă. Mi-am dat seama, probabil cam târziu, dar mi-am dat seama că muzica, arta în general, se face cu mai multe creiere, cu mai multe mâini, mai mulți oameni și cineva se pricepe la un lucru, altcineva la alt lucru și așa doar este un produs bun. Mie îmi pare că soundul piesei este foarte bun. Adică sunt oameni care chiar se pricep la ceea ce fac, n-am ce să zic.
Și atunci când am început un șir de piese din astea mai ritmate, și pentru mine a fost un moment așa plin de entuziasm, că fac altceva, e ceva nou ce n-am mai făcut până acum. Și abia aștept să lansez și următoarea. Deci e muncă acolo, dar zic, sunt extrem de entuziasmată. Când vine următoarea? Acum planificăm filmările pentru un nou videoclip. Sper tare mult că filmăm la final de săptămână. E de fapt o piesă de dragoste, mai mult pentru radio. Pentru cred. Radio? Da, cred că pentru radio. Ție-ți plac piesele de radio? Alternez, știi? Una așa și una așa. Una pentru mama, alta pentru... De dragoste. De dragoste, da. Ceva ca să... să placă probabil la mai multă lume, pentru că ăsta e scopul unui om care face muzică, să audă cât mai multă lume piesa lui. Da, și nu vreau să mint, asta e și scopul meu. Și cred că luna care urmează e deja noiembrie, luna următoare, da. Da, noiembrie, cât de repede. Da, parcă fuge timpul era ăsta mai nu de mult. Și da, sper să ne revedem curând. Cu siguranță. Și în videoclipul ăsta zici că ai 18 ani, 20. Iar un compliment. Cum te menții, Gloria? Care e elixirul tinereții tale? Nu știu ce să-ți răspund, Andreea. Zău, nu știu ce să zic. Uite la tine, dacă n-aș ști că ai doi copii, doi băieți și ești căsătorită, aș spune că ești o adolescentă. Mulțumesc. Cred că pentru mine contează foarte mult să fie curată aici, în interior, curățenia în suflet. Muncesc foarte mult la asta, să-mi păstrez calmul și să fiu cu mintea limpede, să nu mă epuizez de la lucruri mărunte, care nu contează. Când suntem foarte tineri, atragem atenție la pleacuri, știi? Și asta ne consumă energie tare mult. După o vreme treci prin viață și înțelegi unele lucruri contează mai mult, altele mai puțin. Și tot timpul îmi pun obiectivul că azi nu o să mă supăr pe nimic. Sau dacă mă supăr să-mi treacă repede, știi? Poate o fi și ăsta un mini-secret, nu știu. În rest, ce fac? Sport, alimentație sănătoasă. Deci faci și sport. Fac sport pentru că îmi dă o doză de energie și e ca, nu știu, mersul la terapeut, la psiholog. Te eliberează, ziceam de minte limpede, sportul ajută tare mult la asta. Atunci când ești foarte nervos, după mine am observat, și faci măcar 30 de minute de mișcare, după aia ești așa, alt om. Lași acolo emoțiile negative, stările mai proaste. Ajută tare mult și în plus e sănătos. Bun. Mai sunt leneșă din când în când, de exemplu vara, dar mă strădui. Chiar dacă nu, ziceam anterior cuiva că dacă chiar nu am timp să ajung la sală, este televizorul în casă și YouTube-ul și acolo există atât de multe videouri cu workout-uri, adică așa și pui la căutare workout și te ajută domnișoară să faci niște exerciții, doar să vrei. Da, doar să vrei. Anterior făceam sport mult mai mult cu un antrenor personal, doar că între timp el s-a mutat și eu nu am putut să-l înlocuiesc cu nimeni care era atât de bun. Și până atunci, până o să găsesc, da, fac acasă. Faci acasă acum. Acum, da, să știi că da. Uite, cred că după interviu merg acasă. Merge acasă să faci sport? Fac un pic pilates de sport. Și pilates fac, da, da, da. Te pricepe. Un pic. Fac și eu sală. Pilates aș vrea să încerc. Încă n-am... Da, am încercat și yoga. E bună și yoga, dar mie îmi trebuie așa mai multă intensitate. Dacă tot să ne descărcăm energia negativă și să ne încărcăm cu cea pozitivă, îmi trebuie mai multă mișcare, da. Dar, în general, zic, totul depinde de voință. Dacă tare vrei, scuza nu este că nu am timp. Bun. Trecând de la sport, înapoi la tine și muzică, dacă ar fi să vorbim puțin despre activitatea ta atunci când ai stopat pentru ceva timp muzica și aparițiile tale pe scenă, istoriile Gloriei nu se mai aud. De ce? Pentru că cred că a venit timpul să nu mai existe istoriile Gloriei după aproape 7 ani de zile. Nu vreau să zic că nu vor exista în viitor. Poate că o să mi se facă dor de interviuri. Deci e momentan? Zic că da. Bun,
A fost, cred că, o decizie pe care am luat-o împreună cu colaboratorii de la televiziune. Și îmi dau seama că e și o perioadă dificilă pentru tot ce ține de mass media în Republica Moldova, dacă e să vorbim pe șleau și sincer în fața camerelor de filmat. Dar totuși, atunci când simți că nu este noutate, știi, adică vrei să adaugi ceva, artificii, și nu le găsești sau nu e de unde sau parcă e un șablon, cred că da, trebuie să pui pe pauză, să reflectezi, să aștepți idei noi și atunci să repornești. Nu vreau să zic că capitolul ăsta e încheiat de tot, pentru că s-ar putea să fac altceva ce ține de televiziune. Nu știu, e un drog, exact, da, e. Și mai ales atât de mult am investit timp în asta, chiar am pus pe pauză activitatea muzicală de dragul televiziunii și faptul că orarul în televiziune e altfel, totuși nu știu cum e, că e muncă multă, chiar dacă după ecran oamenii nu știu cum e, dar e multă muncă și efort. Atunci când te deprinzi, te obișnuiești cu asta, rămâne acolo și parcă ți se face dor. De exemplu, când mă uit la televizor sau când văd ceva, vreo idee, a, ce bine ar fi să existe o emisiune despre asta. Fără să-mi dau seama, încep să gândesc astfel. Dar istoriile gloriei, da, deocamdată sunt puse pe pauză. Știu că la TV sunt reluări încă, că mai trimit prietenii și zic că mă văd la televizor. Dar tu ai făcut anunțul oficial pe pagina ta. Da, am făcut anunțul oficial, da. A fost frumos cât a durat. Am cunoscut multă lume. Chiar sunt mândră de mine pe undeva că am descoperit oameni. Că oameni care nu au mai fost pe la televiziune sau oameni care prea puțin au fost luați în seamă. Și mi-a plăcut tare mult să-i descoper, pentru că într-o oră și, bine, noi filmam mai mult decât o oră, lăsam o oră pe emisie, omul reușește să se deschidă și să spună mai multe decât într-un interviu scurt. Și asta îmi plăcea, pentru că de la fiecare interviu luam câte ceva pentru mine. Mă duceam acasă cu informații utile pentru mine, în primul rând. Și dacă îmi reușea asta, înțelegeam că e reușit interviul. Chiar dacă îți trebuie răbdare să urmărești un om care vorbește o oră, da, și să fii atent și la detaliile care ți le oferă. Înțeleg că nu toată lumea își permite acest timp. Dar am mai descoperit pe YouTube că poți să pui speed, da? Viteza. Da, poți da. Să dublezi viteza interviului, de exemplu, când omul vorbește și reușești să asculți un podcast, o emisiune, un interviu mai repede decât obișnuit, da. E, da, 7 ani de istoriile gloriei nu sunt 7 luni și au lăsat cu siguranță amprenta. Și asupra ta, dar și asupra celor care te urmăreau. Da, să știi că atunci când s-a luat această decizie, am simțit o ușurare, adică e chiar momentul potrivit pentru a pune pauză, zic iarăși pauză. Am primit o propunere să reluăm în altă parte această emisiune, dar am zis nu vreau, nu acum, vreau altceva. Probabil este nevoie de a scoate toate ideile astea muzicale din capul meu, pentru că s-au adunat și mi se pare că pe undeva am trădat muzica. Pentru că oamenii zic, atunci când ți se dă un talent, trebuie să-l folosești, nu trebuie să-i dai cu piciorul și na, poți să le combini, că tot timpul ziceam, înțelegeți, nu am timp, înțelegeți, e televiziunea, înțelegeți că am responsabilități. Și oamenii spuneau că e o scuză, tu ți inventezi scuze. Și probabil e așa, încă nu am învățat să fac mai multe lucruri simultan și mi se dă așa oportunitatea, ok, lasă asta pe pauză și apucă-te de asta ca să... Nu știu, ca să nu adun frustrări, de exemplu. Sau ca să faci totul la superlativ. Exact, da, da. Și ziceam, muzica, desigur, e geloasă atunci când îi atrage foarte multă atenție. Și păcat că dacă sunt idei, știi, sunt poate momente când mai nu am despre ce cânta, nu știu ce să mai cânt, nu am inspirație, dar aici nu e cazul meu, s-au cam adunat subiecte. Și tot timpul ziceam că nu am când să le lansez, iată acum a apărut momentul. Deci motivul principal ar fi muzica, ai revenit pe scenă. Eu sper că cu dreptul. Cu siguranță cu dreptul. Da, da, am fost chiar la un eveniment în care era foarte multă lume, un eveniment mondan și cel puțin 3 oameni m-au întrebat, mai cânti?
Și... Te-a cam pus pe gânduri întrebarea? E o întrebare pe care am auzit-o frecvent în ultima perioadă, de ce să mint. Da, nu sunt foarte vizibilă pe scenă. Eu cânt și le zic, sigur, în baie, în duș, cânt mereu, în mașină. Dar da, e nevoie să fie piese noi, lansări noi, invitații, solicitări la evenimente, la concerte, ca oamenii să observe că tu faci activitatea asta. Așa. Adică nu e doar un hobby, nu e doar o pasiune trecătoare. Până la urmă, nici nu pot să zic despre asta că e un hobby, pentru că e o parte din mine. Atunci când merg pe stradă cu copilul de mână și eu îngând ceva fără să-mi dau seama, înseamnă că e mai mult decât un hobby. Și dacă stai, zic cuiva care stă cu mine la cafea că trebuie să notez un gând, notez un gând sau să pun un memo voice, pentru că mi-a venit o linie, o melodie. Cred că da, e mai mult decât... Deci așa se întâmplă. Mereu. Ei, acum toată lumea o să știe că Gloria a revenit pe scena muzicală, mai ales aici și sunt... cu această premieră și cu celelalte care urmează. Da, doar că sper să mă țin de cuvânt. Bine, sunt lucruri care nu depind doar de mine. Atunci când studioul este încărcat și e foarte multă lume, eu sunt ca toți ceilalți, trebuie să aștept la rând. Nu am niciun privilegiu că sunt soția compozitorului, de exemplu. Înțeleg tare bine că e muncă și toți sunt la fel acolo. Deci eu nu am voie să deschid ușa cu piciorul. Acum cu soțul vă vedeți mai des, nu-i așa? N-avem încotro. Împărtiți foarte mult timp împreună și spațiu. Dar tu multe, multe lucruri știi. Da, știu. Ești multe super lucruri. Ești informată. Cum e? Spune-ne. E frumos și e și greu. E cu de toate, dar îmi place. Adică știu cu cine m-am măritat, știam din start că așa va fi și acum că suntem în genere pe același etaj, el are un studio în sectorul Ciocana și eu m-am gândit, dragul meu, am nevoie de un spațiu pe etajul tău pentru că am și eu niște planuri și vreau să fiu aici cu tot ce ține de vizual, adică să facem poze, să facem video, să facem podcasturi, de-aia zic că am tot felul de idei. Și la fel pe același etaj, deci nu avem cum să nu ne vedem. În studio la fel suntem împreună, dar eu m-am măritat, zic eu, cu un om care e super profesionist. De aia sunt dependentă de părerea lui, de ce ține de muzică. Și dacă el îmi spune că, uite, piesa e bună, dar mai trebuie de lucru, atunci eu nu o lansez. Sau dacă când cumva și el spune că nu e starea care trebuie, eu mai exersez, cel puțin o lună. Adică e totuși muncă de echipă. Nu cred că mi-ar spune ceva de dragul spusului. Sigur. Da, și el lucrează. E primul care ascultă piesele noi, nu-i așa? El e primul care pune acolo un beat, adică o tobă. Are și el deja echipa lui, chitariști, trompetiști, oameni care sunt în studio cu el. E un flux de oameni tot timpul și el îmi spune des, înțelegi că dacă mai faci televiziune sau altceva, eu fac doar muzică, adică eu doar asta aud toată ziua, ține cont de părerea mea și da, țin cont, are dreptate. În general e un băiat care nu se aruncă în lumina reflectoarelor, știi, deși ar putea și are cu ce, după mine, fără să fiu... nu știu, subiectivă, că e omul cu care împart viața, casa, copiii, tot, e o voce superbă, cea mai, zic, dar nu se aruncă, știi, în văzul tuturor să spună, aici sunt eu, uitați-vă la mine, nu, e foarte modest, iubește să stea mai mult deoparte, în spatele camerelor de filmat și undeva mi se pare asta drăguț. Drăguț? Drăguț, da. Vezi că în domeniul ăsta a muzicii, dacă nu ești cumva mai insistent sau dacă nu bați cu piciorul la ușă? E adevărat. Dar știi, aceste suflete care sunt așa mai lipsite de egocentrism sunt mai rare. Pentru că așa am văzut tare mulți oameni din domeniu și oameni care și au un talent nebun, dar și sunt modești, știi, adică nu se aruncă cu vorbe mari, sunt puțini. Dar da, ai dreptate, trebuie să îți arăți până la urmă munca, nu? Să stea acolo deoparte.
a făcut foarte multe piese altora care astăzi sunt super hituri cu zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. Bine, nu toată lumea cunoaște cine le-a făcut, dar când eu am ocazia spun, stai soțul meu, auziți că așa se face cu Lorena. Da. Așa se face. Dacă el e mai modest, tu lasă modestia un pic la o parte. Bine, pentru mine tot aș fi modestă, că na. Da, dar pentru alții eu pot să militez. Vedeți că băiatul ăsta e bun sau... E bun și e al meu. Da, așa a fost soarta. Nu știu dacă ne ascultă soțul tău, dar am pornit o discuție drăguță aici despre el. Nu ne ascultă, de fiecare dată se întâmplă asta și îmi place să discut despre el, că na, mi se pare normal. Nu ne ascultă, rare ori când se uită la televizor la mine, la interviurile mele, dar e și student acum, știu că are o testare la USM. Am înțeles. E genul de om care iubește să studieze, indiferent de vârstă. Câte facultăți are? Veșnic student. Știu că a făcut și juridica, da, jurisprudența. Și acum ce face? Nu jurnalism? Acum, să știi că tot acelea... Ai făcut USM? Da. Și eu. Deci știi holurile și etajul 4. Da. Tot pe acolo, doar că se numește facultatea producție media. Ceva nou. Și pentru că el e cu tot ce ține de audio și inginerie de sunet și acolo deja este priceput și se plictisește, a zis că trebuie să fie o combinație și cu vizualul, deci vrea să le combine. Dar cred că mai mult... Dar tot pe holurile jurnalismului e. Exact, exact. E tot pe acolo și zic, uite, în această sală, în acest cabinet am stat eu pe banca aia, tu stai tot acolo. Interesantă viața. Da, da, da. Și văd că îi place. Sunt niște copii acolo lângă el în grupă și îmi place că vine acasă cu un alt vocabular, cu alte idei, de la tineretul ăsta de astăzi la ea. Frumos. Da. Ei, și nouă ne place toată viața să învățăm și asta e de admirat, mai ales că el cumva le reușește pe toate, ca și tine de altfel. Nu le reușesc pe toate, nu, Andreea, acum vreau să te întreb, cum reușești să fii și cea mai bună mămică pentru ei amici și pe scena muzicală să tot faci premiere, că până acum erai în TV, da, acum? Nu cred în multitasking, nu cred că le reușești pe toate odată. Poți să încerci, n-avem cum, adică e clar, în ziua de astăzi femeile au foarte multe lucruri de făcut, responsabilități și să fie mame și să facă o carieră sau cel puțin să meargă la un job, pentru că e absolut normal. În ziua de azi toți muncim și bărbatul și femeia și nu mi se pare nimic greșit aici. Așa e. Ba din contra, uneori când nu reușesc, o spun în casă, spun eu astăzi nu reușesc să gătesc, să știți, astăzi o să mâncăm ceva comandat. Ei, nu cred că se supără cineva. Nu se supără. Mă ajută foarte mult mama atunci când nu reușesc să stau cu copiii eu seara. Ea este mereu prezentă, e un ajutor, slavă Domnului că există. Dar mă strădui, adică încerc cumva să-mi fac un orar pe zi. Dacă nu l-am scris măcar în minte, că de obicei am observat când ai mai multe lucruri de făcut într-o zi, le reușești cumva pe toate. Când ai doar unul, nu știu cum zboară timpul. Așa e. A trecut ziua, pur și simplu. Și la final de zi îți pare că nu ai făcut nimic sau prea puțin. Dar zic, nu este posibil să fii în același timp mamă de nota 10 și să faci o emisiune TV super populară. Trebuie să te împarți, trebuie să pui priorități. De-aia deseori pot să refuz invitații, pentru că prioritar pentru mine e un weekend cu copiii. Chiar dacă nu o să fiu vizibilă și oamenii o să zică nu te-am văzut de mult, eu știu că pentru sufletul meu e mai important altceva în acel moment. Așa. Și încerc doar să mă ascult pe mine. Dacă acum vreau să cânt, neapărat trebuie să dau din coate să cânt. Dacă acum vreau să stau mai mult pe acasă, să mă ascult și să fac asta. Nu vreau să împing lucrurile și să forțez să fac ceva ca după aia să mă epuizez și să am un burnout, de exemplu, că l-am avut, știu ce e asta, am trecut și nu recomand. Dar băieții ce fac? Băieții încă sunt la grădiniță și cel mare la anul este la școală și nu vine să cred. Și suntem acum în căutare de liceu pentru că vrem cei mai buni pentru copiii noștri. Îmi place că deja vedem ce talente se ascund în băiețelul mai mare. Cel mai mic are abia 3 ani și încă nu ne dăm seama. Dar cel mai mare? Cel mai mare e
foarte implicat în tot ce ține de construcție, Lego, inginerie, robotică. Am impresia că acolo se îndreaptă. Inginerie, orice. Taică-su speră tare mult că o să facă inginerie de sunet ca să aibă fiecare trage la da. Partea lui. Noi ne-am mutat într-o zonă unde e foarte aproape liceul Ciprian Porumbescu și ăsta a fost un motiv tare bun ca noi să alegem acel apartament, că e aproape de liceul unde vedeam eu copiii că o să studieze. A fost să fie și mă bucur că am înțeles la timp ca copilul să nu facă ceva ce nu o să aibă nevoie în viață, de exemplu, să ajungă într-a 12-a și să spună vreau la Universitatea Tehnică, mamă, sau vreau, nu știu, să învăț la Harvard. E, poate e cel mic, cine știe? Da, eu sunt doar pro. Cred că trebuie să valorificăm talentul care îl are nativ copilul. Pe vremea mea, a copilăriei mele, părinții noștri îmi pare că lucrau atât de mult încât cel mai important lucru era copilul să fie la școală, să ajungă de la școală, să fie în siguranță, să fie hrănit, să fie îmbrăcat și restul se aranjează. Dar acum noi vedem că trebuie să atragem mai mult atenție și timp copilului ca să ne dăm seama, stai un pic, la care școală, ce-i place? Ce-i place ca într-a 12-a după BAC el să știe sigur ce vrea să facă, pentru că foarte, foarte mulți tineri am auzit, chiar și în interviuri care le făceam încă la Moldova 1, ei nu știu ce vor sau nu știu ce voiau. Adică, ce vrei să te faci după ce termin liceul? Încă nu știu. Da, și sau foarte mulți au dat o bară cu ceea ce au ales. Sau au ales ceva greșit, da, și asta e foarte trist. Eu am trecut prin asta. Eu am făcut două facultăți până să ajung la jurnalism, pentru că mă tot căutam. Știam că muzica e ceea ce îmi cere inima, dar înțelegeam că părinții vor altceva și trebuia cumva să împac pe toată lumea. Și să-i mulțumesc? Da, nu pot să mă duc să cer banii pe contract care erau extrem de mare și să zic, eu vreau să cânt. Unde? Pe scenă. Și ei veneau cu niște argumente foarte bune, că înțelegi că aici e o loterie, nu e așa cum îți pare ție. Și eu încercam să-i bucur cu alte facultăți care mă făceau total nefericită. Până am ajuns la jurnalism, care cumva se combină, cumva e... Vezi că vorbesc mult? Da, da. Nouă ne plac invitații care vorbesc mult. Înțeleg de ce. Cred. Și acolo mi-era totul simplu și ușor, adică prindeam din aer. Recunosc că nu eram cea mai bună studentă, adică nu frecventam zi la zi, că deja lucram. Unii profesori erau îngăduitori și înțelegeau, alții mă puneau să ies în fața tablei și să spun tema, dar eu cumva prindeam și asta și mi era simplu, pe locuri. Important că te-ai regăsit într-un final. Da, îmi pare totuși că Dumnezeu ne iubește tare mult și dă fiecărui om minim două lucruri pe care poate să le facă. Că dacă te plictisește unul sau, nu știu, o pandemie și nu poți să faci asta, te apuci de cealaltă. Și eu cred că l-am găsit pe cele două care îmi plac tare mult. Da, dar cine știe? Ne plictisim și mai schimbăm. Să nu spui niciodată, niciodată. Exact. Mie, de exemplu, nu-mi place foarte mult să gătesc, dar cine știe? Poate peste un timp o să mă îndrăgostesc de bucătărie. Glorione, îți mulțumim mult pentru prezența ta în această dimineață. A fost o plăcere. Cât de mult n-ai mai stat pe această canapea aici la Tezaur TV. Da. De fapt, în platou ăsta ești eu pentru prima oară. Da, și mă bucur tare mult să vă văd aici și sunteți în inima orașului. Dar ce să zic, o să vin mai des. Te așteptăm cu mult drag, mai ales că ne-ai tot promis, ai piese care trebuie lansate. Și îmi place să mă țin de cuvânt. Vă mulțumesc și eu, mulțumesc pentru un început de zi atât de frumos și să aveți o toamnă minunată. Am mai rămas puțin din ea, deci să vă bucurați. Mulțumim, te mai așteptăm cu drag și ne mai cânți pe final de interviu. Mă duc acolo. Ce ne cânți? Vă cânt Când noaptea vine. Este o piesă, prima piesă pe care am înregistrat-o în acest stil. Dar sper să vă placă, e despre dragoste din aia nebună. Rebelă, nebună. Da. Îți mulțumim, Gloria, te invit pe platou să ne mai cânți. Doamnelor și domnilor, Gloria Gorgeac a fost în această dimineață, aici și eu la Tezaur TV. Ne mai cântă, așa că rămâneți aproape, urmează și alți invitații speciali.